One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile, rezidențiale și de birouri mixte de ultimă generație în România. O companie care spune că construiește în zona premium. Vedem creștere cu 141 activelor totale. Activele imobiliare au crescut ca urmare a includerii de noi investiții, în timp ce activele circulare au un plus de 167% față de perioada de raportare similară din 2021, ca urmare a avansului de peste 300 de milioane lei pentru creanțele de încasat. Datoriile pe termen scurt au crescut și ele cu 30% ca urmare a majorării împrumuturilor de la bănci și avansurilor încasate de clienți, în timp ce datoriile pe termen lung cresc pe fondul avansului împrumuturilor de la bănci și a datorilor cu impozitul pe profitul amânat. Cifra de afaceri a crescut cu 45% în primele 9 luni din 2022 față de perioada similară din 2021, ca urmare a câștigului din achiziția negociată a unei noi companii, a venitului net din închirieri și din vânzarea imobililor rezidențiale, în timp ce profitul net a crescut cu 120%, costurile rămânând la niveluri similare cu cele la 9 luni 2021. Venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 56% față de anul trecut, ajungând la 278 de milioane lei, datorită faptului că dezvoltările majore se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 47%, o apreciere de 12 puncte procentuale comparativ cu primele 9 luni din 2021, spune compania. În primele 9 luni din 2022, United Properties a vândut 260 de apartamente, 544 de locuri de parcare și alte tipuri de unități pentru o sumă totală de 103,8 milioane euro. La 30 septembrie 2022, 83% din apartamentele în curs de dezvoltare erau vândute, incluzând aici One Lake Club faza 2 și One Herăstrău Vista, cele mai noi dezvoltări disponibile pentru vânzare. Sumele de încasat în baza contractelor încheiate cu clienții la 30 septembrie 2022 reprezintă 189 milioane euro până în 2024, din care 44 de milioane de euro în T4 2022, 135 de milioane de euro în 2023 și 10 milioane de euro în 2024. Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentul de birouri și diviziile de retail, au înregistrat o creștere semnificativă de 30 de ori, ajungând la 41,7 milioane lei. Această creștere a fost determinată de veniturile provenite de la chiria și din One Tower, în care este închiriat 100%, One Cotroceni Park faza 1 cu gradul închiriat de 83%, dar care nu generează încă venituri integral, deoarece o mare parte a chiriașilor se află încă în faza de amenajare. Veniturile din chirii includ și veniturile generate de One Victoriei Plața, clădirea de birouri achiziționată între 3-2022 și închiriată 100%, precum și impactul rezultatelor generate de chiriile de la Bucurobor, care sunt consolidate în cadrul diviziei de proprietăți comerciale. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere și mai semnificativă în T4-2022, datorită clădirilor One Victoriei Plața și Iliade Towers, iar începând cu 2023 și datorită One Cotroceni Park faza 1, care va începe să genereze chirie integrală, precum și odată cu începerea mutării chiriașilor în One Cotroceni Park faza 2, care are un grad de preînchiriere de 52%, dezvoltarea nu este încă finalizată.